Echipa de handbal feminin a Ploieștiului a avut parte de norocul începătorului la tragerea la sorți a Cupei EHF. CSM-ul va da în primul tur al competiției peste HC Neistin din insulele Feroe. Meciurile sunt programate pe 10-11 septembrie în deplasare și 17-18 septembrie la sala Olimpia. Este posibil ca în urma unor discuții între cele două cluburi, ambele manșe să se dispute la Ploiești. Șanse vor avea fetele și în turul 2, unde Șuțca și coechipierele vor înfrunta echipa care se va clasa pe locul 4 în grupa a 3-a preliminară de Champions League. Cel mai probabil va fi campioana Italiei Indeco Conversano, inferioară lui Crimul Mercator din Slovenia, MKS Lublin din Polonia și celor de la Juventa, Mikalovce din Slovacia. Astfel de calcule își face și principalul Neven Hrupec. Croatul este convins că vor juca împotriva echipei italiene, deoarece este greu de crezut, spune Hrupec, că Indeco va produce surpriza. Antrenorul susține că tragerea la sorți de astăzi reprezintă o șansă bună pentru fete să se apropie de grupele EHF. Handbalistele Ploieștiului își doresc să se bată pentru calificare în grupe și vor să profite de acest traseu favorabil. Partidele din turul 2 se vor desfășura în luna octombrie, turul la Ploiești în 15-16 octombrie, iar revanșa peste o săptămână în deplasare, iar tragerea la sorți pentru turul 3 se va face pe 25 octombrie. Meciurile se vor juca pe 12-13 noiembrie turul și 19-20 noiembrie returul. Grupele EHF se vor disputa în 2017, în lunile ianuarie și februarie.